Nu contează, arătați ca o zebră, vroiam să zic. Păi de exact, adică... Sunteți o zebră, o să vă rog să luați un loc aici la bar, da? Ca trecerea de pieton, știi? Nicolaina, o cafea pentru mama fetelor. Vă rog. Perfect. Să se noteze. Nicolaina Aleșinat? Aleșinat. De la Corina Caragea. De la Corina Caragea, e terminat, perfect. Ciucă, rezultul cu cafea pentru prietena noastră, te rog mult de tot. Fetelor, ce faceți? Bine. Sunteți frumoase, foc. Mulțumim. Arătați din ce în ce mai bine. Mulțumim. Mulțumesc. Nu, e pentru amândouă. Amândouă arătați foarte mulțumesc bine. Mulțumesc pentru mine. Mă bucur foarte mult. Da, exact, mulțumesc pentru mine. Ea este Ada. Mara. Da, vezi, am vrut exact să te enervez de la început. Crezi că nu știam că ești Mara? Bine, perfect. Deci, Mara, Ada, atenție mare. Am niște întrebări și vreau să răspundeți foarte sincer la ele, da? Okay. Nu vă uitați la mama voastră. Mama voastră face... Stați că mă pun eu în fața mamei voastre, da? Uitați-vă la mine, da? Vreau să fiți foarte sincere și să-mi spuneți dintre... Ridicați mâna, da? Okay. Dintre voi două, care e mai supărăcioasă? Ana. Cine e mai supărăcioasă? Eu. Deci, recunoști? Da. Deci, tu ești mai supărăcioasă? Da. Perfect, foarte bine. Dar care dintre voi două plânge mai mult? Eu. Plânge? Da. Perfect. Ia închideți ochii ca să arătați și cu ochii închiși, că poate voi sunteți influențate de treaba asta. Închideți ochii și arătați cu degetul. Care dintre voi pornește cearta în casă? A, uite, vezi când ați închis ochii s-au schimbat treburile. Ce zice Ada? Mara? Da. Păi tu pornești cearta? Amândouă. Păi da, amândouă. A, doar asta ai vrut să zici, nu? Da. Zi. Eu nu te mai uita! Cine pornește cearta? Eu! Tu, nu? Tu pornești cearta? Nu știu, am eu pornesc! Am supărat înainte să plecăm de acasă. Ai enervat-o? Da. Ah, bravo, bine că recunoști. Dacă închideți ochii și spuneți-i mai departe, care e părăcioasa familiei? Corect, bă. Corect, aici n-avem ce zice. Ești părăcioasa familiei? Da. Dai tot din casă? Da. Tot. Perfect, mergem mai departe. Închideți ochii. Cine e certată mai des de mami și de tati? Ia, deschide ochii, Mara. Deci asta e bine, înseamnă că fiecare vă considerați nedreptățite. Da. Deci nu tu ești certată mai des, nu? Nu, adică le certăm în mod egal. Măi, dar le certăm să se înțeleagă. Le certăm în mod egal ca să nu se supere, știi? Așa e? Da. Perfect. Atunci, cu ochii deschis, spuneți-mi, vă rog frumos, care sunt motivele pentru care vă certați cel mai mult? Nu știu, motive mici. Adică? Care nici nu le știu. Care e șefa dintre voi două? Eu, Mara. Poftim? Mara. Tu recunoști? Da, nu spun că recunosc mai mult decât ea, dar... Dar ea e șefa? Păi nu vrei să fii tu șefa? Nu. De ce? Când ești șef, sunt responsabilități. Corect? Da. Corect. Da. Închideți ochii și mergem mai departe. Cine învață mai bine la școală? Oh, mulțumesc, Ada. Chiar înveți mai bine la școală? Da. Bravo. E în clasa a patra. A, de asta, clar. Hai, închideți ochii. Problema care e mai clasa? Leneșe dintre voi două? Mara. Corect? Da. Păi prima dată arătai la tine. Da, scuze. Scuze, de ce ai mai leneșe? Prima oară, da. Mă pun în continuu să-i aduc haine, să-i aduc apă, să-i aduc tot. E o puturoasă? Da. E leneșe? Da. Adică ea n-ar face nimic, nu? Nu. Nu. Păi da, ea învață. Nu te mai băga! Corect! Asta am vrut să zic eu, băi! Asta am vrut să zic eu, mi-ai luat vorba din gură. Tu o să devii prezentatoare. Ai gândit exact ca mine. Bravo! Hai să vedem. Închideți ochii și mergem mai departe. Cine face mai multă gălăgie? Corect! Deci tu ești care te faci remarcată în casă. Mergem mai departe. Închideți ochii. Care are mai multe secrete cu mami? Eu. Ai secrete cu mami? Da. Mai multe? Da. Bravo! Cine câștigă mai des la jocuri? Trișează? Nu! Te păcălește? Nu știu. Dar nu știu când mai face des, glume. Face glume? Da. Bun. Hai să vedem. Asta e. Asta trebuie să răspundeți corect. Închideți ochii. Care dintre voi mănâncă mai multă ciocolată? Amândouă! Cum amândouă? Dar mai multă? Eu. Mara. Ea că e mai mare, nu? E clasa a patra. Are burta mai mare. Nu, da, ea. Dar de ce? Mai pofticioasă. Ești pofticioasă? Da. Perfect. Mai trecem la alte întrebări, de acord? Da. Care are camera mai șmecheră? N-avem cameră. Bine, care are haine mai cool? Eu, Mara. Pe bune? Da. Pe bune. Are numai rochițe în dulap. Îți pare rău? Nu.
Dar te enervează asta care are mai multe haine, nu? Ea spune că eu am mai multe haine și eu spun că amândouă avem aceleași haine. Mm-hmm. Dar nu chiar aceleași. Da, 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 da. Perfect. Cine cântă mai tare? Ea. Cine cântă mai bine? Eu. Cine vrea să ajungă vedetă? Eu. Tu nu? Nu. Cine o să ajungă vedetă? Eu. Sigur? Da. Sigur. Cine mănâncă brocoli? Eu. Eu. Mănânci brocoli? Da, da. Cel mai bun. Cel mai bun? Cel mai bun. Petrea, da. Ți-ți place? Nu. Deloc, a? Cine mănâncă cartofi prăjiți mai mult? Ea. Tot? Tot. Tot, tot, tot? Tot, tot, tot. Cine doarme singur? Eu. Mara. E mai mare? Da. E mai mare. Da, exact. Perfect. Dar voi vă înțelegeți bine? Nu. Nu. De ce? Mie vreau tocmai să spun că voi vă înțelegeți foarte bine. Acestea fiind spuse, vă rog să opriți... Mami, mami. Așa, corect, bravo. Fii că asta ne certăm. Vă certați? Da. Din ce cauză? Că îmi ia masca mea și nu pe ei. E adevărat? Da. Și pe tine de ce te enervează sora ta? De ce te cerți cu ea? Că îmi spune să-i aduc apă. Și ce crede? Că practic are servitori, adumă apă. Exact. Nu poți să te miști, să te duci să... Asta îi spun, doi pași. Nu învăț, eu învăț, ea nu învață. Și? Tu îi aduci apă? Da. Învăț eu. Dar îmi aduce apă, că o fraieresc. Cum o fraierești? Îi spun că îi dau ceva și după aia îmi aduce apă și nu mai dau nimic. Așa e? Câteodată nu-i fac așa, dar câteodată dau. Păi și tu îi mai duci apă de acum încolo? Da, fix asta a făcut săptămâna trecută, serios. Am vrut să fac curat. A vrut să facă curat, ce a vrut să-mi aducă și mâncarea în pat, serios. N-am vrut. Era noaptea. Pune-i sare multă în paharul cu apă pe care îl duci. Bine. Data viitoare și nu să-ți mai ceară, da? Bine că ai spus acum, că o să știu și nu o să-mi mai ceară apă. Ai scăpat, ai văzut? Bate palma. Fiți sincere. Cine vă enervează mai mult, mama sau tata? Cine? Mami? De ce? Stai, că nu s-a întâmplat. Ciucă, mai vorbiți voi acum. Stai, hai să mă așa cu spatele la mami. Stai, că e despre mine. Deci, tu zici că pe tati poți să-l mai fraierești? Da, dar pe mami nu. Deloc? Deloc. Băi, amon. Păi și cum îl fraieriți? Păi, nu știu. Îl mai păcăliți, îl mai mințiți și îl crede, nu? Da. Dar mami nu? Nu. Bă, deloc? Nu. Și acum, când ne-a adus aici, trebuie să-i luăm o cafea. Trebuie să-i luăm cafea? Trebuie să-i luăm cafea. Deci ea e mai enervantă, nu? Da. Cine vă cumpără mai multe haine? Tati, normal. Nu poți să crepe bune? Da. El? Da, normal. Și mami nu ar vrea, nu? Face gălăgie cu chestia asta, nu? Păi da. Da. Dar cum îl alintă mami pe tati? Puiu. Ce, voi râdeți, eu? Voi râdeți când auziți, eu? Da. Da, 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 super tare. Deci tati mai e de gașcă, a? Mhm. Da. Așa sunt toți tații, să știți. Îți mișto tații, nu? Da. Aoleu, da. Super tare, ce bine că și tu ești tată, Cătăline. Vreau să vă întreb ceva, dar fiți sinceri. Așa ceva. V-ați găsit voi, tații. Cine? Nu auzi? Asta am vrut să mă conving, mă, Mara. Vorbește mult, nu? Eu da. Nu tu, maică ta. Da. Vorbește, da. La telefon, la telefon. Vorbește la telefon, nu? Da. Exact. Dar vorbește mult și vă și enervează tare. Da. Nu? Da. Asta e, știu, așa e. Păi și când noaptea vorbește în somn? Nu. A, asta Doamne ajută, măcar acolo nu vorbești. Doamne ajută, acum acolo măcar doarme, poți să dormi liniștită. Că în rest vorbește, nu mai te poți concentra. Da. Exact. Vă știți că sunteți foarte frumoase? Da. Ați fost de acord, amândouă. Da. Sunteți foarte tari pe cuvântul meu. Mulțumim. Bă, abia aștept să vă mai văd la emisiune. Eu sunt fanul vostru. Mie îmi place mult de voi. Serios? Pe cuvânt. Sunteți foarte frumoase, foarte deștepte și chiar vreau să ne întâlnim mai des aici la emisiune. Fără mami? Fără mami? Da, fără mami. Îl trimit pe Ciucă și vă ia. Da. Da. Ne aducem mami. Fii atent. Ne aducem mami. Dar nu băgăm în studio. Exact. Deci să vină mami, dar să lăsăm la poartă, nu? Pe 29 e ziua ta? Da. 29 ianuarie? Da. A mea e pe 27. Dar tu de unde stai, pe câte ziua mea? Eu știu tot. Mai pe la 29. La mulți ani. 20. Sunteți superbe, fetelor. Eu vă mulțumesc mult că ați venit. Nici mai vorbim cu mami, nu? Da. Nici mai zicem nimic. La revedere. Nici nu mai cunoaștem. Da. Ne vedem mâine la ora 3, oameni buni. Vă dorim o seară minunată.
și rămâneți alături de noi. Mulțumim mult, Andreea, că ne-a adus fetele, sunt superbe. Mâine la ora 3 oameni buni până atunci pe TikTok, pe Instagram, pe Facebook, pe YouTube. Căutați-ne, găsiți-ne și fiți alături de noi. Seară frumoasă!